Hei, salutare colegi columbofili și bine v-am găsit la un nou video de pe canalul meu, Începătorii Columbofili. Știu că nu am mai postat de mult, de aproape 2 săptămâni și astăzi, când este sfârșitul de săptămână și nu mai am treabă cu școala, m-am gândit să fac și eu un video, le-am făcut curat pe rumbeilor și trebuie să le pun apa și mâncarea. Priviți rumbei și așteaptă nerăbdători mâncarea. Și acum o să le punem și după aia o să mergem să le aducem și apă. Ok, deci le-am pus mâncarea, acum vor coborî toți porumbeii să mănânce, pentru că toți sunt împometați. Priviți, după cum v-am spus. Mai la sfârșitul videoului o să le aduc și apa. Porumbeii se simt foarte bine. Nu cred că v-am spus că i-am împerecheat și poate o să vă mirați de ce. Nu i-am împerecheat pentru a scoate ouă sau a face pui, am împerecheat pentru faptul că a apărut ceva, o situație, o problemă, pot să spun așa, și a trebuit să mut porumbeii aici și în femelele. Și unde stăteau femelele am băgat niște pui de găină și pentru asta trebuie să bag iarăși femelele aici la mascul. Le voi desperechea în iarnă, îi voi desperechea în iarnă, din nou. Nu o să facă niciun ou sau ceva. Pentru că este destul de frig, ieri a nins, așa o lapoviță, n-a ținut, doar ce-a dat puțin noaptea și după aia s-a topit ziua. Dar vremea este rece, o să fie și vreme mai rece, dar e rece destul și acum și porumbeii nu o să se perecheze și nu o să scoată ouă. Din câte vedeți aici nu mai am lații cum erau înainte, pentru că vreau să fac boxe, fețe de boxe ca aceea. Și acum o să merg să le aduc apa. Din câte vedeți, mai mult dintre ei au terminat de mâncare și să le aduc și apa. Ok, deci le-am adus și apa porumbeilor. Sunt și foarte însetați, vă cum puteți observa. Au venit foarte repede să bea. Poate ați observat sau poate nu, puiul alb lipsește, l-am găsit într-o dimineață mort. L-au bătut ceilalți mari și l-au bătut la ochi până acesta a murit. Îmi pare rău după el, deja crescut, era frumos, dar a murit. În rest, după cum v-am mai spus, porumbei se simt bine, năpârlirea a decurs foarte bine. Toți porumbeii sunt sănătoși. Și aici am să închid și acest video, pentru că nu mai am ce să vă spun despre porumbei. Și noi ne revedem cu un nou video pe data viitoare. Nu uitați de like și abonare dacă vă place ceea ce postez. Și noi ne revedem cu un nou video.